Să vinzi nisip audiților, este ca și cum ai vrea să vinzi gheață eschimoșilor. Ce urmează să aflăm? Că cerul nu e albastru? Ce fel de lume e asta? Dar să revenim la ce discutam înainte. Faptul că Arabia Saudită, o țară care pe Google Maps arată ca un capucino cu caramel, importă nisip. Nu vă faceți griji, nu a dus vântul tot nisipul din Arabia Saudită în Irak, încă mai au destul. 95% din suprafața țării este deșert, care este format din dune de nisip. Nu suntem experți în studierea nisipului, știm doar că e uscat, aspru și iritant, dar ne gândeam că tot nisipul din Arabia Saudită poate fi folosit în Arabia Saudită. Ar avea destul de mult sens decât să importi nisip din toate colțurile lumii, nu? Ei bine, nu. Adevărul este că nimeni nu vrea tipul ăsta de nisip. Toată lumea vrea nisip de calitate precum cel găsit pe plajele din Scoția, inclusiv Arabia Saudită care chiar a importat nisip din Scoția. Cei Drept totuși, majoritatea nisipului pe care îl importă Arabia Saudită nu provine din Scoția, ci din alte țări, cum ar fi Australia. Motivul este dat de faptul că nisipul din deșert este destul de diferit față de nisipul maritim. Nisipul din deșert este erodat de vânt, ceea ce îl face foarte fin. Nisipul maritim și cel de râu este erodat de apă ceea ce îl face mult mai aspru, iar asta este ceea ce îl face să fie atât de căutat. Acest tip de nisip este folosit în producerea betonului, un material atât de folosit în zilele noastre. Faptul că nisipul din deșert este atât de fin îl face inutilizabil pentru construcții. Cantitatea de nisip maritim folosită în producerea betonului variază în funcție de tipul de beton care urmează să fie produs, dar ce trebuie știut este faptul că nisipul reprezintă un procent destul de mare în orice fel de beton. Problema este că nisipul este o resursă finită, de aceea multe țări cărora are place să construiască foarte mult acum duc lipsă de nisip maritim. Arabia Saudită este una dintre aceste țări care îi place să construiască. De exemplu, au decis că ar fi tare să construiască un turn cu ceas care întâmplător să fie a treia cea mai mare clădire din lume ca înălțime. Ca să vă faceți o idee despre cât de mare este această clădire, iată o alături de Empire State Building. Deci, acum că tot nisipul lor se găsește în turnuri enorme și alte clădiri, Arabia Saudită nu mai are nisip utilizabil pentru construcții, așa că trebuie să îl aducă din alte părți. Se pare totuși că să iei nisip din natură și să l folosești în construcții nu este o idee tocmai bună. Așa se distrug habitate naturale, se produce eroziune, reciful de coral este și el afectat. Sunt multe alte efecte negative de care, din păcate, nimănui nu-i pasă pentru că oamenii nu sunt afectați în mod direct. Nisipul se vinde cu aproximativ 100 de dolari pe metru cub, ceea ce nu pare foarte mult, dar având în vedere faptul că se poate obține foarte ușor și este atât de necesar, nu este de mirare că o bună parte este obținut ilegal. Furtul de nisip este un fenomen atât de grav încât are și o pagină pe Wikipedia. Au fost situații când întregi plaje au fost furate în locuri precum Jamaica sau India. La nivel global există un deficit de nisip. Putem da vina pe China pentru asta deoarece doar în perioada 2011-2013 au folosit mai mult nisip decât SUA în tot secolul 20. Dar nu doar China este de vină. Ar fi destul de ușor să nu mai folosim nisip în construcții. Betonul ar putea fi reciclat sau s-ar putea folosi alte materiale. Dar nimănui nu-i pas, așa că vom continua să folosim această resursă finită în construcția de zgârie nori. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!